Halil Brahim Ceihan a ieșit în prim plan cu un incident care a avut loc în cadrul familiei. Celebrul actor i-a dat un avertisment dur surorii sale: Secretele lui Sila nu sunt treaba ta, a spus. Această situație a început o nouă discuție despre viața privată a lui Halil Brahim și relațiile sale cu familia sa. Avertismentul lui Halil Brahim către fratele său. Cu acest avertisment adresat surorii sale. Halil Brahim a subliniat necesitatea de a proteja limitele familiei și intimitatea. Această atitudine a actorului arată că problemele private din cadrul familiei nu ar trebui să se scurgă și că astfel de probleme nu privesc persoanele din afara familiei. Secretele lui Sila Sintagmați secretele lui Sila, au menționată de Halil Brahim, a stârnit curiozitatea în lumea revistelor și în rândul fanilor. Problema care sunt aceste secrete în relația sa cu Slatârăcolu și de ce Halil Brahim este atât de sensibil la această problemă a provocat diverse speculații. Dinamica internă și confidențialitatea Acest incident dezvăluie importanța pe care Halil Brahim Ceihan o acordă dinamicii familiei și vieții private. Această atitudine a celebrului actor față de membrii familiei sale dezvăluie cât de atent este să-și protejeze viața privată și cercul apropiat. Reacția presei și a fanilor Acest avertisment al lui Halil Brahim către sora lui a provocat diferite comentarii din partea presei și a fanilor. În timp ce unii au evaluat atitudinea lui Halil Brahim ca fiind supraprotectoare, alții au subliniat importanța protejării vieții private. Această situație a dus la discuții despre limitele personale și relațiile de familie ale lui Halil Brahim. Cuvintele lui Halil Brahim Ceihan către sora lui: Secretele lui Sila nu sunt treaba ta. Avertismentul său arată importanța pe care o acordă vieții private și relațiilor de familie. În timp ce acest incident a dezvăluit modul în care Halil Brahim și-a menținut viața personală și legăturile cu familia sa, a provocat, de asemenea, diverse comentarii și discuții în lumea revistei și printre fanii săi. Această situație oferă o nouă perspectivă asupra vieții private și a relațiilor de familie ale celebrului actor. Importanța și protecția familiei Acest avertisment clar adresat surorii lui Halil Brahim Ceihan subliniază că intimitatea și importanța familiei trebuie protejate. Ceihan afirmă că membrii familiei ar trebui să respecte reciproc viața privată și să fie atenți la problemele care nu ar trebui să fie scurse în exterior. Această situație dezvăluie importanța pe care Halil Brahim o acordă valorilor familiei și sensibilitatea pe care o manifestă față de viața privată a membrilor familiei. Confidențialitatea relației sale cu Slatârăcolu Intimitatea relației lui Halil Brahim cu Slatârăcolu iese din nou în prim plan cu acest avertisment. Declarația lui Cei secretele lui Sila, îi indică problemele intime și sensibile din relația de cuplu. Această situație dezvăluie hotărârea lui Halil Brahim de a-și proteja viața privată și relația. Curiozitatea fanilor și a publicului această declarație a lui Halil Brahim a fost întâmpinată cu mare curiozitate de fani și public. Acest avertisment a mobilizat fanii și mass media care doreau să afle mai multe despre relația sa cu slătărăcolu. Aceste declarații misterioase ale lui Ceihan au provocat diverse speculații și întrebări curioase despre relația de cuplu. Abordarea și comentariile mass media. Masmedia a acoperit pe scară largă avertismentul lui Halil Brahim la adresa surorii sale și a comentat despre valorile familiei și viața privată a celebrului actor. În timp ce unele organe media au considerat această situație ca un mesaj puternic că viața privată a lui Halil Brahim ar trebui protejată, altele au început să investigeze motivele din spatele acestui avertisment și natura relației sale cu Slatârăcolu. Avertismentul lui Halil Brahim Ceihan către sora sa, secretele lui Sila nu sunt treaba ta, subliniază importanța pe care celebrul actor o acordă vieții sale private și relațiilor de familie. În timp ce această situație începe o nouă discuție despre protecția vieții private a lui Halil Brahim și importanța granițelor interne, ea trezește și mai multă curiozitate cu privire la relația lui și a lui Slatârăcolu. Această evoluție continuă să impresioneze fanii săi și lumea revistei, oferind o nouă perspectivă asupra vieții și personalității lui Halil Brahim Ceihan.